Stare de spirit este la cote bune, vreau să văd determinare și o atitudine așa cum ne-am obișnuit în acest play-out, a spus antrenorul Flaviu Stoican înainte de partida din deplasare cu Petrolul Ploiești. Oricum este un meci pe care îl joacă pe teren propriu, este susținută această echipă de numeroși fani, publicul care va veni la stadion va crea o atmosferă care îi va ajuta, dar la fel de adevărat și noi ne simțim fotbaliști când avem în tribune sau când sunt în tribune oameni care cântă, chiar dacă poate o să fie mai mulți pentru, cu siguranță o să fie mai mulți pentru echipa gazda. Ne va face și pe noi să ne avem o stare de spirit bună, cu siguranță lucrul acesta, la fel de adevărat, starea de spirit la noi este la cote bune, dar trebuie să rămânem echilibrați pentru că nu este ușor și trebuie să fim foarte conectați și concentrați pentru sau la fiecare moment al jocului, că o să fie acest joc făcut din momente, poate o să aibă și ei situații în care vor avea o posesie, trebuie să știm să și suferim în astfel de momente, dar vreau să văd o determinare și o atitudine așa cum ne-am obișnuit în acest play-out. Sunt sigur că așa va fi. Important este să fim și lucizi în fața porții pentru că situații de gol o să ne creăm. Partida din etapa a 6-a play-out-ului dintre Petrolul Ploiești și FC Botoșani este programată mâine de la ora 17.